Un elev a fost exmatriculat și un altul a ajuns la spital în urma conflictului care a izbucnit luni la liceul Traian Vuia. Totul a pornit de la o dispută mai veche dintre doi elevi de clasa 11-a. Disputa de luni, pornită inițial așa ca un alt conflict verbal între cei doi, au intervenit și alți colegi, iar între aceștia, elevul de la 12H a avut un gest total inadecvat și potrivit calității sale de elev al școlii noastre, lovindu-l pe elevul din spate. Conflictul s-a petrecut chiar în holul corpului central al școlii. La acel moment, niciun dascăl nu se afla pe sală pentru că, în fiecare zi, există un singur profesor de serviciu pe întreaga instituție. Camerele de supravegheat au surprins însă tot ce s-a întâmplat, iar imaginile au fost puse la dispoziția polițiștilor care anchetează cazul. Consiliul profesoral de la liceul Traian Vuia s-a întrunit joi pentru a lua măsurile care se impun. În cazul elevului agresor, a fost dispusă măsura exmatriculării fără drept de reînscriere în anul școlar următor în instituția noastră de învățământ, iar în cazul elevului Alin, cu care elevul agresat a avut inițial o dispută verbală și care și-a asumat de altfel un anume rol nefast în desfășurarea evenimentului, am dispus sancționarea sa cu diminuarea notei la portare cu 4 puncte. Elevul exmatriculat nu se afla la prima sa abatere, a mai declarat directorul școlii, Mihai Harosa. Anul acesta el nu se va mai putea înscrie într-un alt liceu. Cât despre elevul agresat, acesta va fi supus unei intervenții chirurgicale de refacere a maxilarului.